dumneavoastră și atunci permiteți-mi să mă alătur urărilor dumneavoastră de bine pentru toți militarii moldoveni și pentru veteranii armatei moldovene. Astfel de evenimente trebuie întotdeauna marcate ca atare și nu pot decât să vă doresc succes pe mai departe. Revenind la întâlnirea de astăzi, întâlnirea bilaterală de astăzi, da, a fost o întâlnire, zic eu, extrem de bună. O întâlnire de altminteri în marja discuțiilor pe care noi le-am avut începând de la București. În ultimă instanță, nu facem altceva decât să abordăm în continuare subiecte prioritare de pe agenda cooperării bilaterale în domeniul apărării, despre situația de securitate din regiune, precum și, desigur, despre parcursul european și euroatlantic al Republicii Moldova. Am reiterat, subliniez chiar, faptul că România este și va continua să rămână un susținător fervent al Republicii Moldova, în special pentru atingerea uneia dintre cele mai importante obiective ale sale, anume integrarea europeană. Domnule ministru, aprecierea noastră este că parcursul european al Republicii Moldova trebuie să fie unul irreversibil. Și vă asigur că tratăm cu toată atenția acest obiectiv strategic, iar relația bilaterală cu Republica Moldova rămâne în atenția întregii clase politice din România. Republica Moldova reprezintă un partener strategic, nu doar un stat vecin pentru noi. Împărtășim aceeași limbă, aceleași tradiții și valori și doresc să vă asigur de întreaga noastră susținere pentru respectarea integrității teritoriale și suveranității Republicii Moldova. Pe parcursul discuțiilor avute cu domnul ministru Sturza, am subliniat excelentele relații de colaborare.